dragilor, Elena sunt și astăzi vom continua partea a doua, da? În clipul precedent am lucrat cu capul și corpul, picioarele și corpul, da? Astăzi vom lucra celelalte detalii, da? Și vom începe cu mâna, da? Uite, așa vom face un detaliu pentru mână. Așa. Așa, luăm această nuanță, da? Și vom face primul detaliu acesta mic. Așa. Facem un cerc magic. Și în el lucrăm 6 piciorușe scurte. Așa. 1. 2. 3, 4, 5, 6. Așa, vom strânge cercul magic. Așa, am strâns cercul magic și acum următoarele 2, 3, 4 și 5, da? 4 rânduri, lucrăm de jur împrejur, 6 cerușe scurte, da? În fiecare ochi. Deci începem al doilea rând. 1, marcăm rândul, ca să nu greșim. 2, da? În fiecare ochi. Da? Continuăm și lucrăm aceste 4 rânduri. Rândul 2, 3, 4 și 5. Continuăm. Așa, am finisat, da? Am lucrat 6 rânduri. De 5 rânduri, ce scuze. Acum mă duc un picior și alunecat în primul ochi. Și tai firul. Uite așa. Și acum vom începe partea cealaltă. Vom face un cerc magic și în el lucrăm 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Strângem cercul magic. Așa, și acum din al doilea rând până la al șaptelea rând, lucrăm 7 piciorușe scurte de jur împrejur, da? Tot așa cum am lucrat și la acesta. Exact așa lucrăm, da? 7 piciorușe de jur împrejur, 6 rânduri. Continuăm. Așa, am lucrat 7 rânduri, da? Acum unim acest detaliu aici, da? Cum facem? Așa. Vom uni 3 piciorușe din partea aceasta. Și așa. Și introducem în primul ochi. 1, 2, 3, verificăm. 1, 2, 3. Așa. Așa, din acest detaliu și din acesta, în primul ochi, da? Unde e aici primul ochi. Scoatem firul, facem picioruș scurt. 1. Vom marca rândul. Așa, acum al doilea picioruș. 2, 3 și al treilea picioruș. Deja.
Și acum lucrăm 4 piciorușe scurte până la sfârșitul rândului, numai din partea aceasta. 1, 2, 3, 4. Uite așa. Da? Acum următorul rând. Al nouălea, da? Acum lucrăm 3 piciorușe rămase de aici, da? Lucrăm. 1, 2, 3, 1, primul picioruș, uităm atent, marcăm rândul, al doilea picioruș, și al treilea picioruș. Uite așa. Și acum lucrăm 4 piciorușe până la sfârșitul rândului, da? Lucrăm 1, 2, 3, 4. Așa, am finisat. Acum vom lucra 5 rânduri de jur împrejur, 7 piciorușe scurte. Dar în fiecare ochi vom lucra 7 piciorușe scurte. Câte un picioruș scurt. Începem din primul ochi. Unu, doi, da, și așa de jur împrejur. 5 rânduri lucrăm. Continuăm. Și lucrăm și o să finisăm, uite așa, continuăm. Așa, am finisat rândul, ne ducem cu un picior și alunecat și lăsăm firul un pic mai lung să-l coatem. Și gata. Mânuțele sunt gata. Acum vom lucra brăduțul pentru coroniță, da? Așa. Uite așa arată. Vom începe cu tulpina de aici de jos. Așa, vom face un cerc magic și în el vom lucra 6 piciorușe scurte. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. Strângem cercul magic și acum din al doilea rând, da? Am lucrat primul rând, acum al doilea, vom lucra 2, 3 și 4. 6 piciorușe scurte, da? 3 rânduri, lucrăm de jur împrejur, 6 piciorușe scurte. Continuăm și lucrăm aceste 3 rânduri. Deci am lucrat, da? Ultimul ochi nu până la sfârșit, că adăugăm nuanța de verde. Așa, adăugăm nuanța de verde. Am să tai firul acesta. Și acum următorul rând, al cincilea, vom lucra în fiecare ochi câte 2 piciorușe scurte, da? Vom avea 12. Așa, și începem din primul ochi. Firele le vom ascunde în lucru. Și acest primul ochi.
Lucrăm 1 și tot în acest ochi, 2, 1, 2, da? Deci sporim în fiecare ochi până la sfârșitul rândului. Vom avea 12, continuăm. Așa, am finisat rândul. Acum următorul rând, exact așa lucrăm în fiecare ochi, câte două piciorușe scurte, da? Vom avea 24 de piciorușe scurte. Așa. Și începem din primul ochi, facem 1, și tot în acest ochi îl facem și pe al doilea. Următorul, 1 și 2. Da, și așa continuăm până finisăm tot rândul. Am finisat rândul. Acum următorul rând, al șaptelea, vom lucra 3 piciorușe scurte, o sporire. Și la sfârșit vom avea 30 de piciorușe scurte. Facem primul. Următorul 2, 3, acum în următorul sporim 1, 2, da, și așa continuăm până finisăm tot rândul, 3 piciorușe scurte, o sporire. Așa am finisat rândul, acum următorul rând, vom lucra 30 de piciorușe scurte de jur împrejur prin firul de la spate, da? Așa. 1, 2, da? Prin firul de la spate. 3, 4, da, și așa continuăm tot rândul. Trebuie să aveți 30 de piciorușe scurte. Așa, acum al nouălea rând vom lucra 3 piciorușe scurte, o scădere. Așa, din amândouă fire. 1, 2, acum facem o scădere. Da, și așa vom continua tot rândul. 3 piciorușe scurte, o scădere. La sfârșit vom avea 24 de piciorușe scurte. Am finisat rândul. Acum următorul rând vom lucra 2 piciorușe scurte, o scădere. Așa. 1, 2, acum facem o scădere și așa vom continua până finisăm tot rândul, 2 piciorușe scurte, o scădere. La sfârșitul rândului vom avea 18 piciorușe scurte. Așa, am finisat rândul, da? Acum rândul 8. Rândul 11, îmi cer scuze. Lucrăm de jur împrejur 18 piciorușe scurte prin firul de la spate. Da? Începem din primul ochi. 1, 2, 3, da, continuăm tot rândul, 18 piciorușe scurte. Am finisat rândul, acum rândul 12,
Lucrăm 7 piciorușe scurte, o scădere, da, din amândouă părți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum facem o scădere. Și continuăm 7 piciorușe scurte, o scădere la sfârșitul rândului și finisăm rândul. Am finisat rândul, da, cu o scădere. Acum următorul rând al 13-lea, lucrăm 6 piciorușe scurte, o scădere. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum vom face o scădere. Așa, și mai continuăm cu 6 piciorușe scurte, la sfârșit o scădere. Continuăm și finisăm rândul. Așa, am finisat rândul. Acum rândul 14. Vom lucra prin firul de la spate. Vom lucra 5 piciorușe scurte, o scădere. Așa. Firul de la spate. 1. 2, 3, 4, 5. Acum facem o scădere. Și așa vom continua în continuare. 5 piciorușe scurte, o scădere. Așa, am finisat rândul, i-am adăugat vadă. Pentru că mai târziu nu vom putea adăuga, da? Așa. Și următorul rând al 15-lea, lucrăm de jur împrejur 12 piciorușe scurte. Așa, și începem din primul rând, din primul ochi. 1. 2, da, în fiecare ochi. Continuăm și finisăm dintre amândouă fire, luăm, lucrăm. Lucrăm 12 piciorușe scurte. 3, continuăm. Așa, am finisat rândul. Acum, rândul 16. Vom scădea, da? Așa, și începem în fiecare ochi. 6 scăderi vom face. Prima scădere. Următorul ochi. Următoarele două ochiuri. A doua scădere. A treia, da, șase facem. Continuăm și finisăm tot rândul. 6 scăderi. Am făcut a treia, încă 3 scăderi. Așa, am finisat rândul. Acum, rândul 17. Vom lucra în fiecare ochi, da, 6 piciorușe scurte, prin firul de la spate.
Așa ne uităm care este primul ochi, ce stă prin firul de la spate. Da? Deci nu este atât de ușor, dar trebuie să lucrăm. 1, 2, da, lucrăm 6 piciorușe scurte. Vă uitați să nu scăpați pe un ochi. Următorul ochi, da, și așa de jur până finisăm tot rândul. Deci așa și am finisat rândul, da? Acum vom face o scădere. Da? Și am finisat brăduțul. Am să tai firul și firul îl voi ascute în lucru. Să trag o croșetă pe dedesubt și voi scoate firul înăuntru. Uite așa. Uite așa. Așa. Acum aceste, da, rânduri rămase vom lucra, uite așa, piciorușe scurte, da, să-i facem mărginuță la brăduț. Da, deci cum facem? La toate rândurile, da? Deci luăm firul alb, ne uităm de unde am început rândul, de aici. Uite așa, facem un ochi de lanț și facem picioruș scurt. Și în fiecare fir rămas, facem piciorușe scurte. Da, în fiecare ochi. Următorul ochi. Așa. Puteți să luați și o croșetă mai mică, dacă doriți, da? Ca să vă fie mai ușor de lucrat. Uite așa lucrăm, de jur împrejur. Lucrăm rândul acesta, pe urmă tăiem firul și ne schimbăm la acesta mai sus, la acesta și la ultimul acesta mic, da? Continuăm și finisăm brăduțul. La năsuc vom folosi așa o nuanță, da? Și vom începe. Vom ridica 9 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne vom duce în primul ochi cu un picioruș alunecat, da? Facem un cerc. Așa. Și în acest cerc vom lucra 9 piciorușe scurte. Da, primul rând începem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și ne ducem în urmă din primul ochi și începem și lucrăm încă trei rânduri, da? Da, am făcut primul rând, al doilea, 3 și 4. Piciorușe scurte de jur împrejur. Continuăm. Încă trei rânduri. Așa, am finisat al patrulea rând. Uite, așa trebuie să vi se primească. Acum, al cincilea rând, lucrăm un picioruș scurt, o scădere de 3 ori, da? Vom avea 6 piciorușe scurte la sfârșit. 1, 1. Facem o scădere. Am făcut prima scădere, un picioruș scurt, facem a doua scădere. Un picioruș scurt. Facem
A treia scădere. Uite așa. Și am finisat rândul 5. Acum rândul 6. Facem 3 scădere. Da? Fiecare ochi facem scădere. Prima scădere. A doua scădere. Și ultima, a treia scădere. Uite așa. Vom tăia firul. Firul îl vom ascunde în lucru. Deci, uite așa, și vom adăuga puțină, puțină vată, nu mult, ca să aibă ținută, da? Uite așa. Și îl vom coase, da? Uite așa, aceste fire. Am să le tai și îl vom coase la ca un morcovel, da? Așa. Acum vom face fularul, da? Vom lua nuanța de roșu și nuanța de alb. Așa. Și încep, lucrez 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Fac un ochi de lanț, 4. Așa, și încep din al doilea ochi de lanț, 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Un ochi de lanț, întorc rândul și iarăși lucrez 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, nu până la sfârșit, vom adăuga nuanța de alb. Așa, adăugăm nuanța de alb. Facem un ochi de lanț, întoarcem lucrul, mergem cu amândouă fire, le ascundem în lucru, da? Și lucrăm 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Un ochi de lanț, întoarcem lucrul, da, și firul acesta de îl luăm cu noi, da? Mai lucrăm 3 piciorușe scurte. 1, 2 și nu până la sfârșit. Luăm firul. Așa, și facem picioruș. Un ochi de lanț. Întoarcem lucrul. Iarăși vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Un ochi de lanț, întoarcem lucrul. 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Da? Și așa vom schimba nuanța între ele până vom face până vom continua fularul, da? Cât de lung doriți dumneavoastră să fie. Continuăm. Așa, deci eu am finisat, am lucrat 28 de centimetri, da? La dorința dumneavoastră, cât doriți dumneavoastră să fie de mare, da? Așa.
Doriți mai mare, mai mare faceți, da? Acum vom lucra coronița, da? Așa, luăm nuanța de roșu și ridicăm 39 de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, așa, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Așa. Acum, din al doilea ochi, da, vom face piciorușe. 1, 2 și începem în al treilea ochi, începem piciorușe duble. Lucrăm până la sfârșitul rândului. Da? În fiecare ochi. Continuăm și finisăm tot rândul până la sfârșit. Uite așa un detaliu, da? Și îl vom coase uite așa aici la omulețul nostru de zăpadă, da? Așa. Așa, acum avem toate detaliile. Da? Vom începe să-l ansamblăm, da? Ochișorii. Așa. Am făcut așa niște doi năsturiei, da? Am făcut într-un cerc magic 7 piciorușe scurte. Și am tăiat firul, da? Uite așa. Vom coase nasul între rândul 21, 26, da? Uite așa de jur împrejur. Coasem năsucul. Am pus aici un marker ca să știu. Deci, primul și în primul rând vom coase nasul. Hai să-l coasem și după revenim. Așa, acum i-am pus ochii, da? I-am pus între 15 la rând, 15, 16, 17 și 18, da? Uite așa. Și acum vedeți cum am făcut la ochiul acesta, așa vom face și la acesta, îl vom trage puțin înăuntru, da? Deci am vărât firul pe dedesubt. Așa, și mă duc în continuare la ochiul acestălalt. Introduc acul, așa aici, în... uite așa. Trag firul. Introduc din nou și ies iarăși aici jos. Da? Sub barbă. Uite așa. Dacă nu aveți ochișori, puteți să coaseți și mărgeluțe. Să le dau la o parte, să nu mă încurce. Uite așa, și tragem puțin la noi, da? Uite așa. Și mă duc încă o dată în partea cealaltă și încă o dată în partea cealaltă, da? Ca ele să se țină. Uite așa, mă duc o dată aici și o dată aici și întăresc firul. Așa, am mai cusut nasturii, da? Acum mânuțele le punem între al 6-lea, 6-7, da? Numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Și le coasem exact așa și partea aceasta, vă uitați să fie la un nivel, da? Eu le-am pus cu un marker și acum le cos de jur împrejur, da? De așa. Le coasem și la aici îi facem sprâncene, nu sprâncene, gene, sprâncene, da, îi facem sprânceană într-o parte și într-alta cu o nuanță de negru. Întâi coasem mânuțele și după
Revin, da? Cu asemănuțele, uite așa, în modul acesta. Așa, i-am cusut mânuțele, i-am făcut și sprâncenele. Așa. Da? Acum cercul. Da? Coronița. Uite așa. Mai întâi de toate vom coase brăduții. Așa, ne uităm să fie câtă distanță dintr-o parte și din alta, da? Așa, deci iau un brăduț. Așa. Uite așa. Punem, da, să vedem distanța între ele. Cam așa, da? Uite așa, și luăm și coasem. Luăm un ac cu ață. Și îl agăț să se țină, da? Uite așa. Următorul. Și într-o parte cealaltă. Uite așa. Voi face un nod. Am să tai firul și exact așa îl voi coase și pe al doilea, da? Îl coasem exact așa, uităm să fie egal, da? Cât de la margine și partea aceasta, îl coasem și pe acesta și după revin. Așa, deci am cusut brăduțe, acum am fixat aici și partea aceasta. Vom coase, da? Exact și brăduții de cap. Dacă e să steie așa în sus, aici exact așa îl coasem și de cap și coasem și partea cealaltă. Da, coasem, după revin să se țină bine, da? Revin cu rezultatul. Uite așa i-am cusut, da, brăduții. Acum adaug fularul. Și gata. Omulețul nostru de zăpadă este gata. Da? Deci sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canalul meu și eu voi veni cu alte noi tutoriale. Vă zic o zi cât mai frumoasă. Și pa, pa!